Alegerea unui teren de joacă sigur pentru copilul dumneavoastră este un proces deloc simplu și asta deoarece în zilele noastre avem o multitudine de opțiuni destul de atractive. Prezentatoarea TV Cristina Moldovanu își dedică în totalitate timpul liber lui Alexander, fiul ei de aproape 2 anișori. Micuțul adoră plimbările în aer liber, însă atunci când timpul de afară nu le permite să iasă în parc, aceștia optează pentru terenurile de joacă de tip închis. În primul rând, când avem ceva timp liber împreună cu familia, cu tata, în weekend obișnuim să ieșim cu Alex undeva. Dacă este timp frumos afară, întotdeauna o să optăm pentru a merge în parc, pentru că e aer curat, sunt și acolo caruseluri, parcuri de distracție, mai ales că lui Alex foarte tare îi place să meargă mult pe jos. Și de aia, dacă nu plouă și dacă nu ninge foarte abundent, mergem în parc. E bine că sunt perioade când timpul de afară nu este chiar prielnic și atunci optăm pentru un teren de joacă. Ador terenurile de joacă unde sunt zone spațioase. Plus că trebuie să fie și foarte safe. Copilul să fie în siguranță, să nu fie unghiuri ascuțite, să nu fie topogane foarte abrupte. Iar și temperatura de aici este foarte importantă, pentru că noi pe Alex l-am obișnuit cu o temperatură așa 19-20, maximum 21 de grade în casă. Și în momentul în care îl ducem într-un loc unde este foarte, foarte cald, imediat îi se înroșesc obrăjorii, este cald, devine capricios. Tocmai de asta temperatura trebuie să fie confortabilă. După ce alege un teren de joacă potrivit pentru copilul său, jurnalista are grijă de fiecare dată să se asigure că micuțul Alexander se află în siguranță acolo și că este ferit de orice fel de primejdii. În primul rând, văd dacă copilul îi place. Dacă el se simte bine, dacă există ceva care să-i capteze atenția, plus un lucru foarte, foarte important este faptul ca să fie și persoane specializate aici din interiorul terenului de joacă care să supravegheze copiii. Încă din primele zile, Cristina a apelat la ajutorul unei bone care are grijă de Alexander atunci când mami și tate sunt plecați de acasă. Chiar și așa, părinții încearcă cu orice preț ca în weekend să fie alături de fiul lor și să-i acorde cât mai multă atenție. Și de obicei, ei sunt cei care îl însoțesc pe Alexander la terenul de joacă. Sâmbătă și duminică este timpul în totalitate dedicat copilului. Dacă în timpul săptămânii mai ai chestii de făcut de dimineață până seara, până la 6, eu pot să mai am niște colaborări, niște chestii, după 6 sunt deja lui Alex. Înainte de a se porni la distracții cu Alexander, jurnalista se asigură că are cu ea mâncărică pentru fiu, haine de schimb, dar și alte lucruri necesare pentru igiena micuțului. În primul rând luăm haine de schimb, pentru că Alex este foarte energic și mereu sau cade jos sau atunci când bea apă, pentru că nu mai vrea să bea apă din sticluță, el vrea să bea apă din cană și vrea să bea ce bei tu, adică și ia cana și uneori, pentru că este foarte energic, mai scapă și pe el și neapărat trebuie să iau haine de schimb. Unul la mână, doi la mână, trebuie să iau mâncare. Îi plac piureurile din fructe și pentru că suntem un oraș, nu pot să iau cu mine blenderul ca să-i fac ceva imediat. Iau Gerber pentru că este și foarte comod, are chestiuța asta care o deschis și el imediat, adică nu e nevoie să-l hrănești cu lingurița sau alte chestii, plus că sunt și foarte calitative, chiar și eu mănânc. Atunci când am nevoie, nu știu, nu reușesc să iau sau micul dejun, mi-am luat două din astea și gata. Cristina Moldovanu spune că Alexander iubește foarte mult să mănânce, iar preferata lui gustare sunt piureurile de fructe marca Gerber. Gustul pe care îl adoră cel mai mult este cel de mango, măr și morcov. Gustul preferat al lui Alex este mango, îi place foarte mult, și mărul îi place mult și para. Deci, iată para, da? Mai ales că este și cu cereale și este un pic mai consistentă, adică ține sațul un pic mai mult timp. Și banana îi place, nu știu, de toate îi plac. Acum când stau și mă gândesc, realizez că el iubește tot. El iubește să mănânce. De obicei, după ce mănâncă bine, Alexander prinde la puteri și este pregătit să exploreze din nou terenul de joacă. Mai mult ca atât, jurnalista ne-a mărturisit că are noroc de un copil foarte sociabil, prietenos și iubăreț. Atunci când mergem în parc, iubește să
comunice cu alți copii. Erau și perioade când ieșeam în parc și putea să îmbrățișeze alte fete, să le pupe pe obraz, adică așa, la fete are o slăbiciune aparte, na, e băiat un pic cam de vreme, aș zice, dar e ok. Din moment ce Cristina Moldovanu a observat că are un copil foarte dezvoltat și sociabil, a început deja căutările pentru a alege o grădiniță pentru Alexander. Jurnalista spune că nu ține neapărat să-și dea copilul la o grădiniță privată, ci la una în care ea este sigură că acolo copilul ei se va simți bine și în siguranță. Pentru un copil este foarte important să poată socializa cu alți copii. Tocmai din acest motiv am decis să-l dăm un pic mai devreme la grădiniță, la 2 ani și un pic și câteva luni din toamnă. Unul la mână, devine mai independent, devine mai ascultător din ceea ce mi-au povestit alte mame și în general se dezvoltă mult mai rapid. Și dacă ar fi să facem o sinteză, Cristina Moldovanu vă recomandă că înainte de a merge la un teren de joacă împreună cu copilul dumneavoastră, să vă asigurați că acesta respectă toate normele de siguranță și că copilul se simte confortabil. Ajutați-vă odorașul să se încadreze mai ușor și nu-l lăsați fără supraveghere. Asigurați-vă că aveți cu voi hăinuțe de schimb și neapărat gustări sănătoase, cele mai comode fiind pireurile marca Gerber.